care ne văd și ne aud. Acest eveniment nu era preconizat de la începutul zilei de astăzi. Necesitatea organizării lui a apărut în jurul amiezii, după amiezii, pe la ora 2:30. De aceea ne cerem scuze că am anunțat foarte din scurt evenimentul și imediat o să vă explicăm despre ce este vorba. De fapt, planificam să fac mâine o conferință de presă, poate încă și o să o facem, vis-a-vis de bilanțul situației politice din ultimele două luni de zile. Însă, informațiile care le-am acumulat de ieri până astăzi mă determină să fac acest prim eveniment astăzi și să vedem dacă mai este cazul de continuat mâine. După cum toată lumea deja cunoaște, prin deciziile recente de zilele trecute, începând cu luni, marți, miercuri, au fost numiți în funcție doi reprezentanți ai noului regim, și anume Ruslan Floce la CNA și respectiv Dumitru Robu la Procuratura Generală. Chestiunea cu interimarul, după cum se vede, este doar așa pentru presă, pentru că din modul în care se comportă Dodon cu respectivul și îl duce peste tot cum umblă găina cu ou, este clar că la bază stă o colaborare pe termen lung și exact așa urmează să câștige concursul în toamnă la Procuratura Generală Robu, cum l-a câștigat și Flocea la CNA. Un aranjament, următor aranjament pe care urmează să-l facă Dodon cu Năstase și cu Maia Sandu. După cum am spus și ieri într-o postare, Republica Moldova a fost scuipată în față de cei care o conduc astăzi. Un curcan îngânfat, o găină plouată, doi struți, un vulpoi bătrân de la KGB și o haită de hiene. Cam așa stau lucrurile la ziua de azi, având în vedere votul unanim în Parlament dat, cu cele două, trei excepții de rigoare care deja sunt cunoscute, pentru votul unanim dat de toți, acum, PSRM, Partidul Democrat și Partidul Șor, în favoarea lui Flocea și a lui Robu. Acum, ca să intrăm direct în subiectul zilei de astăzi. Prin ceea ce au făcut, deja a devenit clar pentru toți, Maia Sandu tace. Tace pentru că nu are ce spune, ea face parte din această guvernare, din acest regim. După cum se vede, nu a participat la împărțirea, ea personal, a CNA și a Procuraturii, decât a luat cunoștință sau a fost implicată colateral, dar prin tăcere se face vinovată, cum este vorba poetului în acest sens. Este complice oricum, exact cum a făcut și la Banca de Economie în 2013, când a votat pentru privatizarea Băncii de Economie, în guvern de două ori și l-a pus pe grosul să meargă în acea comisie care se emite acțiunile, respectiv după aceea a tăcut. Ei, dar este evident, împărțeala au făcut un special Dodon cu Năstase la Procuratura Generală și respectiv la CNA. Am să vă prezint exact cum a avut loc acest lucru și ce sarcini a primit Dumitru Robu. Deci am adus o mănușă la eveniment, o vedeți, da? Este simbolul a ceea ce s-a întâmplat zilele trecute și a ceea ce urmează să se întâmple și de acum încolo, dacă doriți toată viața. Dodon și cu Năstase, prin faptul că l-au numit pe Robu la Procuratura Generală, mi-au aruncat mănușa. Eu am ridicat această mănușă și o vedeți aici la mine pe masă. Și îi chem la duel pe acești doi șarlatani, pe acești doi hoți, pe acești doi escroci pe care i-am demascat prin investigațiile făcute continuu în ultimii 10 ani. Îi chem la un duel corect, cinstit în fața cetățenilor. Nu ceea ce pun ei la cale, în continuare dosare penale și respectiv împiedicarea subsemnatului de a participa la alegerile locale, la alegerile parlamentare și la alegerile prezidențiale. Prima sarcină care a fost pusă lui Dumitru Robu de către acești doi
uzurpatori deja, altfel, alte cuvinte n-am pentru ei. A fost să mă împiedice să particip la următoarele scrutinii electorale. Ceea ce înseamnă că până în 20 august, când începe campania electorală, să facă dosare răsunătoare, despre care tocmai am anunțat, inclusiv arestarea subsemnatului, și respectiv, în felul acesta, să-și asigure liniștea politică necesară pentru următoarele scrutinii. Am primit două informații în acest sens, din două surse diferite, independente una de alta. O informație am primit-o aseară, o altă informație am primit-o astăzi la amiază. Ambele informații sunt din interiorul procuraturii. Din două surse, repet încă o dată, independente și diferite. Vă aștept cu brațele deschise, stimabililor. Și Dodon și Năstase și Robus, toți ceilalți. Voi de mine nu scăpați, nici pe lumea asta, nici pe lumea cealaltă. Ați depășit orice limite. În raport nu cu mine, în raport cu cetățenii Republicii Moldova, pe care i-ați furat, i-ați sărăcit, iar acum vreți să-i monopolizați puterea la fel ca Plahotniuc și să nu răspundeți pentru ceea ce ați făcut ilegal până acum 10 de ani de zile. Mai ales că v-am demascat și am prezentat documente pe fiecare hoție în parte care ați făcut-o. Și Aer Moldova în 2000, și privatizările făcute la Ministerul Economiei și Agenția Proprietății Publice, restaurantul la Izvor, restaurantul Guguță, cafeneaua Parlamentului, 10 hectare de pământ la strada Tudor Vladimirescu, hotelul Codru, hotelul Național, scoaterea la privatizare aeroportul la Aer Moldova, mai târziu după aceea ceilalți din, care acum fac parte din guvern, a aeroportului și așa mai departe. Toți ați lucrat pentru Plahotniuc, cu Plahotniuc. Și acum doar vă mâncați ca șobolanii unul pe altul și căutați să mascați toată această mâncărime între voi și răzbunări și reglări de conturi prin diversiuni, prin a arunca umbră de vinovăție asupra altora care au muncit ceva și au făcut ceva pentru această societate. Eu vă spun încă o dată, vă aștept cu brațele deschise. Eu niciodată n-am fugit nicăieri, nu m-am temut nici de Voroni, nici de Plahotniuc, cu atât mai mult nu o să mă tem de voi, care sunteți și mult mai slab pregătiți, și mai proști, și mai primitivi decât ăștia alții care au fost înaintea voastră. Este cert că acest lucru a avut loc. Mă refer la respectivele ordine în ceea ce mă privește. O informație a venit din Republica Moldova, a doua informație a venit tocmai de peste cotare. Până și acolo deja au ajuns intențiile lui Dodon și respectiv ale lui Năstase. Nici o problemă. Poftim. Veniți. Ați mai venit o dată în 2017, ați rămas cu buza umflată, pentru că eu n-am încălcat legea spre deosebire de voi. Pentru că Dodon a anunțat în 2017 pe 12 mai că urmează să fiu arestat. Și la fel, fără nimic, o să rămâneți și de data asta. Pentru că voi sunteți cei care ați furat, nu eu. Și nu noi, cei care luptăm pentru neamul ăsta din 89 încoace. Faptul că Maia s-a îndutat, ce poate mai rău pentru ea. Este descalificant. Și faptul că participă la acest joc murdar. Acum, să vă prezint și dovezile vis-a-vis de unde a apărut acest robu în jocul murdar al actualei puteri, actualului regim deja. El a fost preluat de la Plahotniuc. Foarte simplu. Pregătirile au început în iunie, chiar la început de luna iulie, lucrurile erau clare și certe. Pe data de 12 iulie, dintr-o dată, judecătorul din proces și-a luat concediu, cu toate că avea programate ședințe cu mine și cu Robu, până la sfârșitul lunii iulie, câte două pe săptămână. Eu n-am înțeles atunci cam cu ce ocazie pleacă în concediu judecătorul care insista atât de mult că noi, ca și cum tergiversăm examinarea cauzei penale și trebuie făcute și două ședințe pe săptămână. Robu tace, nu spune nimica. Și-a luat acea pauză începând cu 12 iulie, tocmai ca pe 31 iulie să-l numească procuror general interimar. Iată cum au pregătit chiar în cadrul procesului subsemnatul, pentru că era prea din care afară. Noi ieri trebuia să avem ședință. Și atunci cum din ședință cu mine, Robu se ducea direct la procuratura generală. Prea bătea la ochi, nu? Că noi mergem în ședință fiecare săptămână, două ori pe săptămână. Și ca să nu fie o asemenea situație, când din ședința de judecată, unde sunt și eu și el, el merge la Procuratura Generală direct, au luat această pauză de 3 săptămâni, din 12 iulie. Care este istoricul acestei chestiuni cu Robu, având în vedere și informațiile care au apărut în presă, chiar astăzi, vis-a-vis de
relațiile lui de rudenie, de cununie, fiind de cununie cu mătru și așa mai departe, cu fel de fel de personaje. Aici, atât Dodon, cât și Năstase sunt în egală măsură implicați. Unul este implicat pe filiera procuraturii transporturilor, de transport, prin cumătra sa Vera Chiranda, care este nașa de cununie a lui Dumitru Robu, iar Dodon este implicat pe linia a ceea ce a făcut el parte din regimul Plahotniuc și respectiv pe linia procuratorii municipale și a domnului Ștefan Șaptefraț. Și vă explic imediat cum. În anul 2008, Ștefan Șaptefraț devine procuror la secția urmărire penală a Procuraturii Generale. Tot cam în aceeași perioadă, 2008, Dumitru Robu devine procuror la Procuratura Transport, unde lucrează până în anul 2013. La această procuratură de transport, Dumitru Robu o ia drept nașă de cununie pe Vera Chiranda, presa a scris despre acest lucru. La această procuratură transport a lucrat și Andrei Năstase în perioada 1997-2000 și este cu mătru cu Vera Chiranda. Această procuratură de transport trebuia să investigheze privatizarea Air Moldova în anii 2000, care a făcut-o țopa-țopa Năstase și pentru care am pierdut 7 milioane de euro de la bugetul Republicii Moldova, în condițiile în care hotărârea CEDU a venit tocmai în anul 2008-2009, exact în acea perioadă când trebuia Procuratura Transport să investigheze frauda de la Air Moldova. Evident că n-au făcut nimic, Moldova a pierdut 7 milioane de euro. Iată că Năstase, cu Vera Chiranda, cu mătra sa, și respectiv cu finul, cu mătrii, Robu, se află în relații bune încă din acea perioadă. În 2013, în perioada 2010-2013, în paralel, Șaptefraț se află la Procuratura Soroca, în altă parte, dar în 2014 el ajunge la Procuratura Transport. Exact acolo unde a lucrat și Robu până în 2013, de unde a fost mutat în 2013 la combaterea traficului de ființe umane. Și am să revin asupra acestei date. În 2016, concomitent, în aceeași săptămână, Robu și Șaptefraț ajung la Procuratura Anticorupție. Exact în 2016, după arestarea lui Filat în 2015, octombrie, în 2016 au început arestările masive deja în toate direcțiile făcute de Procuratura Anticorupție și CNA la comanda regimului Plahotniuc. 2016, 2017 și s-au blocat la mine, practic pentru că a fost practic singurul caz unde i-am desființat, i-am dezbrăcat și în instanță și peste tot și le-am demonstrat cât de abuziv, s-au comportat abuziv cu toți. Dar n-au avut nicio probă, nicio dovadă și n-au avut de unde să le aibă. Au fabricat și au desenat dosarul respectiv. Și le-am demonstrat acest lucru și lor și întregii opinii publice. Și cu asta ei, cumva, li s-a oprit succesul respectiv cu arestările care le-au făcut. Au urmat referendumul, la referendum de asemenea au pierdut și restul de acum le cunoașteți. Dar în 2016, repet încă o dată, pe 9 iunie participă la concurs Șaptefraț, pe 14 iulie este numit adjunct la Procuratura Anticorupție Șaptefraț și pe 8 iulie, adică cu 6 zile înainte, tot la Procuratura Anticorupție ajunge Dumitru Robu, care mai târziu fac eu cunoștință pe 25 mai. Pe 20 iulie 2017, peste un an de zile, Șaptefraț pleacă la Procuratura Municipală. În februarie 2018, că peste 5 luni, și Robu pleacă la Procuratura Municipală. Iată trei procuraturi unde ei merg umăr la umăr. Procuratura Transport, Procuratura Anticorupție, Procuratura Municipală, unde până astăzi este Șaptefraț și unde până ieri a fost Robu, de unde a fost parașutat la Procuratura Generală. Acum, despre Șaptefraț s-a tot scris presa și cu afacerile lui și averile lui și așa mai departe. Însă, trebuie menționate alte câteva lucruri care poate nu prea se cunosc. Fiul dumnealui, tot Ștef, unul dintre, că sunt mai mulți copii, are, nu știu cât exact, unul dintre ei a fost numit procuror anul trecut la Procuratura Ialoveni. Iar celălalt, tot anul trecut, a fost numit știți unde? La Apă Canal, director comercial, după ce a fost adus Mieșca de către Plahotniuc la Apă Canal și a fost dată ilegal afară Veronica Herța. Deci, Șaptefraț, fiind reprezentantul plenar al regimului Plahotniuc, din 2014 Procuratura Transport, în 2016 la Procuratura Anticorupție,
2017 la Procuratura Municipală și încă și cu copiii promovați la locuri frumoase și călduțe, dintre care Andrei Șaptefraț ajunge din drum la Apă Canal director comercial. Celălalt la Procuratura Ialoveni, înainte de asta a fost la Procuratura Criuleni, nu mai știu. Dar aici este evident. Și în general se știe că la Apă Canal au fost deja reportaje și în presă vis-a-vis de ce afaceri au început a face regimului Plahotniuc după preluarea primăriei Chișinău. Pe Mieșca de la Apă Canal l-a sunat personal Dodon săptămâna mai trecută și a spus să nu scrie cereri de plecare de la Apă Canal și că trece sub protecția respectivului. Iată cum își aranjează treburile Dodon prin Șaptefraț, în ceea ce îl privește pe robul, iar robul este subalternul lui Șaptefraț, a fost până ieri. Și iată cum și-a aranjat Năstase afacerile cu robul prin cumătra Vera Chiranda de la Procuratura Transport, care a apărut reținut în dosarul cu judecătorii, cu mita, cu nu știu ce, asta e alt subiect. Însă, robul a fost racolat de Plahotniuc în 2013. Și uitați-vă pe declarațiile dumnealui de avere. În anul 2013, când lucra încă la Procuratura Transport, robul se trezește cu soția angajată la Moldața, o subdiviziune a Ministerului Economiei, Agenției Proprietății Publice, și soția începe a primi un salariu de 250.000 de lei pe an, adică cam 1.000 de euro pe lună, de la un salariu de 5.000 de lei, aproximativ, adică de 200-300 de euro, 250 de euro, în anul 2013. Și din 2013, tot în același an, dumnealui este săltat de la Procuratura Transport și mutat la Procuratura Generală, Secția Combaterea Traficului de Ființe Umane. Afacerile de început ale lui Plahotniuc, cu dusul fetelor peste hotare. Și asta o face Gurin, care tocmai a fost pus procuror general în 2013, după Pădurea Domnească. Mai departe, în anii următori, lucrurile merg din mai bine în mai bine pentru robul. De la, Procuratura Ființe Trafic Umane, ajunge la anticorupție, de la anticorupție la municipală, plus chestiunile care s-au întâmplat cu subsemnatul. Metoda lui, constatată și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru care o condamnare la CEDO, tovarășul Robu, din 2 mai 2017. Este hotărârea Vasilciuc contra Republicii Moldova. Aplicarea abuzivă a arestului, lipsirea de libertate, încălcarea dreptului la libertate și siguranță, articolul 5, alineatul 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Curtea Europeană a găsit vinovată Republica Moldova din călcarea dreptului la libertate, iar chestiunea respectivă a făcut-o robul pentru că el a instrumentat cazul și a pus în arest acea persoană. Astea sunt metodele lui și ale regimului fost și actual. Arest, intimidare, amenințare, forțare de a recunoaște inclusiv lucruri care nu le-a făcut și în modul acesta obținerea de medalie, pentru că el a fost decorat de Plahotniuc, de regimul Plahotniuc, în decembrie 2017 cu medalia pentru serviciu impecabil. Deci un procuror decorat de Plahotniuc ajunge să fie astăzi procuror general interimar. Este exact conform angajamentelor acum făcute în campania electorală, blocului acum făcute în campania electorală. Unul la unul. Fix. Exact ce au promis, exact asta au făcut. Și după ce a fost racolat în 2013, încep veniturile din ce în ce mai mari, încep donații de la socri, de la alții, de peste hotare, în total de câteva zeci de mii de euro. Și în 2018, deja după arestarea subsemnatului și așa mai departe, apare și Lexus-ul cu care, pe care îl declară începând cu 2018, înainte de asta alte câteva mașini. Și asta în condițiile în care ei mi îmi caută proprietăți prin România, case, pământuri, nu știu ce dracu, mașini, nu știu care, X5, X6, mi-au făcut o mulțime de apropouri în acest sens. Au chemat oameni și i-au presat și persecutat la procuratură să declare că cu tare, nu știu ce bun ar fi al meu, că cu tare mi-ar fi dat bani, că cu tare nu știu ce mașină este a mea și așa mai departe. Iată metodele lor. Îmi bat jocură față de o mulțime de lume din jur, numai ca să canalizeze o pretinsă de vinovăție asupra subsemnatului. Eu vă spun încă o dată, eu vă aștept cu brațele deschise. Deja de mine nu mai scăpați, este clar. Oricât o să dureze această luptă, ea va fi câștigată. De mine și colegii mei. Voi, cu toate hoțiile voastre, n-aveți cum să mergeți înainte. Și de vreme ce informațiile au devenit publice, toate, este o chestiune de timp până când societatea le va înțelege. Sunt sigur de asta. Și iată că acum, procurorul racolat de Plahotniuc, ridicat de Plahotniuc, la Moldața n-ajunge oricine.
și respectiv la Procuratorul Anticorupție și încă și adjunct și cu procuror de investigație, era vizat de biroul lui Robu cu biroul Adrianei Bețișor. Adică aia e rea. Bețișor nu e bun, e rea, dar ăsta e bun. Foarte interesantă abordarea actualei majorități, actualului regim deja. Și așa se explică și votul din Parlament când au votat toți. Ce a spus Diacov? E un băiat simpatic, tânăr. Noi o să-l susținem. De ce? Pentru că Diacov avea informația cu privire la ce se întâmplă în 2013 cu Robu, cum a fost racolat de Plahotniuc, cum a fost dus prin câteva procuraturi, cum a fost angajată soția la Moldața, unde n-a ajunge nimeni. Este, cred că, instituția cu cele mai mari salarii din Republica Moldova. Respectiv, adevărul, iată-l astăzi aici. Dacă toți au votat unanim, blocul acum, PSRM, Partidul Democrat și Șor, este clar că ei au această înțelegere de a ascunde crimele comise de toată această clasă politică putredă, care am spus că trebuie aruncată la coșul de gunoi și de care trebuie să scăpăm. Și lucrul ăsta îl putem face doar noi, colegii din Partidul Liberal, oamenii de bună credință din Moldova. Așa cum ne-a ridicat la luptă și în 89, și în 2005-2007, și în 2009, și în prezent o facem din nou. Altă cale nu este pur și simplu. Și în acest sens, noi avem patru obiective. 1. Alegeri parlamentare anticipate. Vom cere acest lucru continuu, pentru că ăștia au uzurpat și ei puterea în stat. 2. Neadmiterea ca Dodon să mai fie președinte Republicii Moldova anul viitor. Trebuie să-l dăm jos de acolo, obligatoriu. Și în acest sens, indiferent cine candidează, eu am să candidez și eu și am să demonstrez până în pânzele albe că respectivul n-are ce căuta nici într-o funcție a Republicii Moldova. Și sper cetățenii să înțeleagă până unde și cât de grav am ajuns. 3. Primăria Chișinău nu trebuie să ajungă pe mâna acestor hoți și escroci, pentru că asta ei vor să obțină pe 20 octombrie 2019 acum, să pună mâna și pe primărie și în acest sens, la alegerile locale, pentru un singur mandat, că oamenii mi-au dat susținere destul în toți acești ani. Dar ca să putem reporni proiectele europene, să așezăm Chișinău pe o cale dreaptă, trebuie să fac și eu acest efort și cetățenii sper să mă susțină. Să candidez din nou la funcția de primar a Chișinăului. Și 4. Diaspora trebuie să-și aibă reprezentantul său la alegerile parlamentare pe circumscripții în Parlament pentru a putea consolida posibilitățile și drepturile diasporei în o perioadă următoare, indiferent cât va dura până la alegerile parlamentare anticipate. Sau alegerile parlamentare care ori mai fie. Cam acestea sunt informațiile. Ele sunt destul de clare. Și în acest sens vreau să vă mulțumesc că iată din nou, cred că l-ați putut vedea, mă rog așa, doar de la viser puteți să vedeți încă o dată capacitățile acestui personaj, cum am spus, un curcan îngânfat, o găină plouată, doi struți, Maia și Andrei care au pus capul în nisip și găina plouată din Parlament grecian, Dodon curcanul îngânfat, Vulpoiul bătrân de Iacov Caghebist și respectiv haita de hiene de la Șor și-au pus în funcție două lepre. Pe Flocea și respectiv pe Robu, care nu poate lega două cuvinte. O incompetență totală și crasă. Și ăsta a ajuns acum procuror general interimat. Vedeți-o încă o dată, pur și simplu. Ca una repetată, mai dată cu rea voință și în mod abuziv, iar și careva circunstanță, pentru că în articolul 33, cu penal, în cererea formulată de către avocatul Gheorghe Male nu sunt prevăzute, iar presupusele circunstanțe și argumente invocate astăzi de către Gheorghe Male au constituit obiectul altor crizei de cerere de refuzare, inclusiv a procurorului cât și a judecătorului Alexandru Nebu. Astăzi, în ședință, încă o dată se constată faptul că cererea înaintată de către avocatul Gheorghe Male este una repetată, abuziv, cu rea voință, cu scopul de a deruta judecata, inclusiv de a tărăgăna procesul penal. Nu sunt invocate careva circunstanțe prevăzute de articolul 33 Codul de procedură penală. Astfel, acuzarea solicită respingerea cererii înaintată de către avocatul Gheorghe Male și în conformitate cu prevederile alineatul 4, articolul 34,
aplicarea unei amenzi în privința avocatului Gheorghe Mare ca în înaintarea unei cereri repetate în mod abuziv, scopul de a tergiversa examinarea procesului în instanță de judecată. Mulțumesc. În două minute, asta e din 11 aprilie înregistrare, în două minute, robul de 3 sau 4 ori a spus unul și același lucru și mai mult n-a spus nimic, ca o placă stricată. Asta este capacitatea și prestația celui care a fost numit Procuror General Interimar al Republicii Moldova. Un nimeni, un om incapabil să lege două cuvinte, un incompetent, un necărturar, a spus-o și Ion Dron, care a spus că de la Procuror General European am ajuns la un anonim din domeniul profesional. Este un om cu o lipsă de logică, dincolo de lipsă profesională. Un carierist care, după cum se vede, este gata să servească orice regim, numai să se ducă în sus. Și iată, la asta am ajuns noi astăzi. De la procuror european, am ajuns la finul cumătrei lui Năstase și respectiv procurorul racolat de Plahotniuc și preluat astăzi de Dodon împreună cu Năstase. Ăsta este adevărul, oameni buni, despre realitatea zilei de astăzi, după care toți au plecat în concediu. La asta poate o să revenim. Ca să-și acopere rușinea, probabil, de mizeria care au făcut-o într-o lună și jumătate. Câtă speranță au pus oamenii în ei și cât de mârșav și murdar au procedat și cum au risipit-o pe toată. Dacă alții aveau nevoie de ani de zile ca să se discrediteze, ăștia s-au discreditat în câteva săptămâni. Mulțumim și o zi bună tuturor!